Bună ziua, bun venit! După cum bine știți, pentru noi urmează meciul cu Ripensia Timișoara. Echipă de mare tradiție, revenită acum în Liga a doua. Echipă cu care noi ne-am întâlnit în istorie în primul meci disputat în Divizia Națională de către noi. Ripensia era atunci singura echipă profesionistă din România. Echipă împotriva căreia am câștigat prima Cupa României. Deci, întâlnirea își are tradiția și totodată echipă desființată în 1948 de regimul comunist, nu doar Ripensia, ci și altele, ca să facă loc altor echipe. Despre meciul de mâine vă va vorbi antrenorul Daniel Pancu și jucătorul Bogdan Manole, invitații noștri la această conferință. Daniel, ai cuvântul. Bună ziua! Da, venim după un eșec la Miercurea Ciuc, un eșec mai puțin scontat, dar în același timp să spunem că nu avem probleme, aș minți și nu e stilul meu, chiar dacă veneam după cel mai important meci al sezonului câștigat, pentru că a bate Petrolul în Liga a doua e ca și echivalent cu a bate Steaua în prima ligă, în primul rând pentru suporterii noștri. Din păcate ne-am întors mult în urmă. Sunt și cauze obiective, pentru că pe joc, pur pe joc, o reglasem bine, părerea mea. Au venit jucători noi, a căror valoare nu o contestă nimeni, începând cu mine, dar aceste veniri creează dezechilibre. Nu neapărat la ceea ce înseamnă relațiile de joc, în primul rând la relațiile interumane, în vestiar, se vorbește altă limbă mai mult. Ei sunt băieți de mare caracter și de mare valoare fotbalistică, dar necesită un timp de acomodare și ei cu noi și noi cu ei. Iar lucrurile astea ne-au dus puțin în urmă și pe undeva erau anunțate pentru mine, adică mă așteptam la lucrurile astea, dar nu să pierdem meciul de la Miercurea Ciuc, pentru că până la urmă e un lucru pe care mi l-am asumat, a fost o greșeală din partea mea, cred că una pe an pot să fac și eu, dar indiferent de ce face antrenorul, de planul tactic, de jucătorii pe care îi trimite în teren, nu o să pot accepta și înțelege vreodată să intru, să îmbrac tricoul Rapidului. Sunt oameni care vin de la sute de kilometri, oameni care nu-ți cer, nici eu ca antrenor, nu le cer să câștigăm toate meciurile, pentru că nu e în tradiția noastră. La noi nu venim la meciuri pentru a câștiga toate la rând, dar câștiga duelurile, ieși transpirați sau juliți cu puțin sânge pe noi de pe teren, asta se va cere întotdeauna. Deci pe lângă greșelile făcute de mine, am rămas datori, dar datori crunt la capitolul atitudine, lucru pe care nu-l înțeleg, pentru că ești plătit, am avut discuții săptămâna asta în sensul ăsta cu ei, ești plătit să intri să dai 100%, iar când mai joci într-un tricou cum este cel al Rapidului, ești obligat total să ieși slăit de puteri de pe teren. Cred că pe lângă greșelile făcute de mine la Miercurea Ciuc, și ăsta a fost un amănunt aproape decisiv care ne-a făcut să venim cu 0 puncte de acolo. Ne-am întors, cum am spus și după meci, în noroi, așa consider eu noroi, mijlocul clasamentului. Mediocritatea nu este pentru mine, nu este pentru chiar dacă este începutul campionatului, mai sunt foarte, foarte multe puncte puse în joc. Lipsa asta de atitudine nu vreau să o mai văd niciodată, cât sunt aici. Mâine întâlnim o echipă bine organizată cu un antrenor foarte experimentat la nivelul ligii secunde, un antrenor care are 3 sau 4 promovări. O echipă inconstantă, o echipă care poate primi 5 goluri acasă de la Mioveni sau poate marca 7 etapa trecută cu Dacogetica.
În deplasare, în ultimele două deplasări nu au pierdut și la Pandurii 0-0, la U Cluj 1-1. Mă aștept la un meci greu, dar mâine totul va depinde de noi, de modul în care intrăm în teren, plecând de la atitudine până la organizare. Avem și vești bune. În primul rând, cred, dacă nu se întâmplă nimic astăzi la antrenament, că va debuta și Alami, un jucător pe care îl așteptăm cu toții foarte mult. E o perioadă lungă de când a venit la noi și încă nu a debutat. S-ar putea să joace și Oanea. În sensul ăsta, lucrurile ar trebui să stea mult mai bine mâine decât la ultimul joc. Bogdan, te rog. Bună ziua! Mâine ne așteaptă un meci dificil, deoarece întâlnim o echipă bună, au un moral bun, deoarece au scris 7 goluri în ultima etapă, deci cu siguranță vor veni aici să câștige. Noi ne-am pregătit bine săptămâna asta și cu siguranță vom avea altă față decât cea de la meciul cu Csíkszereda. Domnule Pan, cam de cât timp credeți că mai este nevoie ca să reglați aceste probleme de vestiar, de omogenitate sau de genul mai spus noi. E important ca în momentele astea să dăm dovadă de puțin mai multă șmecherie fotbalistică, îi spun, pentru că dacă se produc lucrurile astea, avem nevoie de puncte. Pentru că și cu Petrolul am o primă repriză foarte slabă, a doua bună spre foarte bună și am obținut punctele la final. Toată lumea a uitat jocul, dar când nu ai nicio ocazie 90 de minute, chiar dacă a fost greu pentru că o echipă care s-a apărat cu tot efectivul în 35 de metri la ei, e important să obținem puncte. Deci, și într-adevăr, sunt sigur că mâine veți vedea o îmbunătățire în jocul nostru, sunt absolut sigur de lucrul ăsta, dar când trecem printr-o perioadă din asta, e foarte important să adunăm puncte pentru că ele contează la final. Ancone, ești nemulțumit, bineînțeles, s-a pierdut la Ciuc. Dar cu toate astea echipa a urcat în clasament, din cauza ce se întâmplă cu Dalmagetica. Nu, am spus și săptămâna trecută, noi încă nu am jucat cu ultimele trei clasate, am avut un program greu, ca și număr de puncte suntem bine. Deci nu, noi ca și număr de puncte, la ce s-a întâmplat, la veniri, plecări, fără lotul complet din prima etapă, pentru că mă uit la Mioveni, de exemplu. Sunt pe primul loc, nu am mai transferat niciun jucător de când a început campionatul, e clar că sunt foarte, foarte omogeni. Eu ca și număr de puncte, pentru că avem două jocuri în minus, în care se poate, ferească Dumnezeu, să nu faci niciun punct, dar poți să faci și 6. Adică între 4 și 6 puncte în alea două jocuri ar fi ideal. Adică extraordinar de bine. Am aruncat în clasament, nu știu, dacă Cetica ne dereglează puțin programul la toți acum. Dar era și genul de echipă cu care noi eram în stare să facem un egal. Da, dar e bine că celelalte de deasupra au jucat în afară de Mioveni. Da, nu au pierdut, pentru că eu i-am urmărit la început și le-am văzut toate jocurile, pentru că echipa cu care joacă Daco Cetica joacă rapid etapa următoare. Toate echipele au venit cu moral înainte de jocul cu noi și nu au făcut puncte decât cu ASU Poli Timișoara, au bătut acolo cu 1-0 și au mai bătut acasă Pereșița tot cu 1-0. În momentul în care o să trebuia să jucăm și noi cu ei, practic e același lucru, nu? Dacă să mai joacă. Nu, când o să stăm, tot 0 puncte o să avem și noi. E doar așa de moment, sunt lucruri care la sfârșit nu contează. Singurele echipe avantajate din toată treaba asta sunt Reșița și Timișoara. Terenul cum? La fel cum îl știți. S-a schimbat nimic? Nu, nu. Au reapărut coropișnițele, dar noi încercăm să ne antrenăm pe el, încercăm să-l cunoaștem cât mai bine, pentru că până la urmă ne incomodează. Ne incomodează într-adevăr. Poate dacă știam de calitatea asta a gazonului la strategia noastră, poate am fi căutat să transferăm un vârf puternic, un vârf cu talie, un vârf care să câștige duelurile aeriene și am fi avut și o altă posibilitate, o altă metodă, de un alt stil de a ataca, un stil mult mai simplu, un stil pe care și l-a asumat Petrolul de vreo 5 etape, au sărit peste faza de construcție,
cu doi atacanți masiv și duc bătăliile în ultimii 30 de metri ai adversarului. Din păcate nu avem astfel de jucători. Stilul va rămâne același pentru că și trecând peste jocul de neprivit în multe momente, trebuie să ținem conști de faptul că adversarii se apără cu noi. Absolut toți. A fost o perioadă, eu am simțit-o, a fost o perioadă în care, scriindu-se prin presă, că Rapid nu are lot, că Rapid joacă slab, adversarii au venit puțin descoperiți, au plecat de la ideea că au un meci ușor și ultima a fost Buzăul, care a tratat jocul de maniera asta, a marcat 3 goluri, după care, începând cu Metalul Globus, chiar și Petrolul, la un moment dat, Miercurea Ciuc, nu mai spun, cu tot efectivul în jumătatea lor. Avem și cauze obiective, lipsindu-ne jucătorii de scânteie, jucătorii de dribbling, jucătorii de dezechilibru, accidentați amândoi, și Alami și Drăghiceanu, Sefer, care e un jucător foarte talentat, dar la vârsta lui nu cred că a mai jucat cineva în lumea asta, pentru că și regula asta cu underii poate duce la o anumită, nu știu, plafonare sau un regres din punct de vedere fizic, pentru că nu este ușor nici pentru el. Eu îl înțeleg foarte bine, un jucător la 19 ani să joace 90 de minute, în primul rând fizic, apoi mental, pentru că la Rapid de o presiune foarte mare, e normal să aibă inconstanță în evoluție. Ce credeți că va face diferența la echipele care vor promova? Până acum a fost o anumită inconstanță, nimeni nu a bătut așa de la... Nimeni și încă ne mai salvează lucrul ăsta. Eu cred, am și spus într-un interviu zilele trecute, acum 2 zile, că echipa care va fi invincibilă ultimele 8 sau 10 etape, să arate exact ca o echipă invincibilă, echipa aia va promova. Până atunci vor fi perioade de formă bună, de formă mai puțin bună, e un maraton, se joacă în 4 anotimpuri, dar cred că amănuntul decisiv, aproape sunt sigur, și diferența se va face în ultimele 10 etape. Din etapa 28 până în 38. Echipa care va face 27 sau peste 25 de puncte în ultimele 10 etape din campionatul ăsta va fi echipa care va promova. Vreau să vă întreb despre meciul CFR-ului de seară, dacă l-ați urmărit. Da, l-am urmărit cu mare interes și am fost surprins, pentru că adversarul unul clar peste CFR, dar a fost pentru prima dată când am văzut o echipă în 8 oameni care să nu fie cantonată în terenul ei. A fost o surpriză din punct de vedere fotbalistic, pentru că e prima oară când văd așa ceva, o agresivitate, un spirit de sacrificiu, unitate. Cei 8 practic au alergat mai mult decât ceilalți 10 și CFR de multe ori a fost pus în situația să nu poată face 3 pase. Victoria e imensă, e o victorie imensă, dar am văzut și eu că nu există limite în fotbal și practic cu 2 oameni mai puțin, Ren a jucat de la egal la egal și chiar a pus în pericol campioana României. Totuși, ca un paradox, după victorie europeană, cred că e cea mai criticată victorie europeană unei pe... Nu, sunt lucruri care se întâmplă în fotbal, rămâne victoria, e o victorie uriașă și pentru fotbalul românesc, să bați echipe din Franța, echipă care a bătut pe Paris Saint-Germain, vedem partea plină a paharului. Plus că nu poți, poate și în locul CFR-ului putea să fie o altă echipă aseară, chiar din Occident, și Rem să aibă evoluția pe care a avut-o. Eu cred că nu atât evoluția în rău a CFR-ului, cât evoluția foarte bine a lui Rem a influențat evoluția de aseară. De amică revine, dacă e tot în regulă, va fi titular. Nu știu, mai vedem, mai avem și antrenamentul de azi. Eu i-am spus, mi-a spus și ieri, vezi că mai e și mâine o zi, încă nu e meciul. Nu, dar vine să anunț acum că poate vin mai mult suporter la stadion, mai pentru el. Prea mult îl așteaptă toată lumea. Îl așteaptă și noi îl așteptăm, pentru că e un jucător, eu sunt convins că e un jucător care va prinde mult la public, pentru că el și-a dorit foarte mult să joace la Rapid. Eu l-am avut coleg într-o perioadă, se antrena cu noi. Mi-a plăcut foarte mult și eu îmi doream să joc alături de fotbaliști de genul lui Alami,
sunt convins că va fi un jucător care va prinde la public. E un jucător pe stilul Giuleștiului spectaculos, dar pe mine mă interesează să fie eficient și sănătos. Restul, publicul, sunt convins că se vor vinde mai multe bilete. Dar pe mine mă interesează să fie eficient și să se obișnuiască cât mai repede cu colegii.